La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut lucrarea preotul academician profesor Dumitru Stăniloae, mărturisitor al dreptei credințe în țară și în străinătate, scrisă de părintele profesor dr. Gheorghe Drăgulin. Acesta i-a fost student părintelui Stăniloae, sub îndrumarea căruia a obținut în anul 1979 titlul de doctor în teologie. În cuvintele autorului, lucrarea este un semn de iubire, prețuire și recunoștință față de cel care i-a luminat viața. Volumul este o colecție de articole publicate de profesorul Drăgulin în reviste de specialitate de-a lungul a aproape patru decenii. Fiecare text vizează aspecte ale personalității și activității celui pe care autorul îl numește cel mai mare pisc al teologiei românești din a doua jumătate a vecului al XX-lea. Autorul acordă o atenție deosebită filocaliei, opera monumentală tradusă din grecește de părintele Stăniloae. Cartea discută și despre profundul interes pe care marele cărturar ortodox l-a arătat operei Sfântului Dionisie Areopagitul. De asemenea, este amintit modul în care părintele Stăniloae s-a raportat la concepțiile filozofice ale altor importanți gânditori români, precum Lucian Blaga sau Nae Ionescu. Pe lângă analizele care vizează personalitatea teologică a părintelui Staniloae, autorul prezintă și o serie de amintiri personale legate de figura fostului său profesor, pe care îl prezintă ca fiind delicat, optimist, reținut și iertător. Sunt amintite și episoade semnificative din biografia părintelui Staniloae, precum anii petrecuți în temnițele comuniste. Referitor la acest episod dramatic, profesorul Drăgulin notează. Ceea ce mi s-a părut curios a fost faptul că nu-i critica niciodată pe cei care l-au chinuit în pușcărie. Poate că în această atitudine se manifesta convingerea sa asupra purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru fiecare om sau măcar a înălțării lui prin chin și suferință. Volumul poate fi cumpărat de la librăria cărților bisericești, intrarea Miron Cristea numărul 6, magazinul Ortodoxia de pe calea Victoriei numărul 45 lângă Biserica Crețulescu, Galeriile Cuvântul Vieții, Calea Victoriei numărul 28, magazinul Libreria Ortodoxă Bulevardul Regina Maria numărul 1 sau prin comandă pe internet la adresa magazinarondeditura patriarhiei.ro.